Denisa. 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 Hallo? Da. Ce faci pe mine? Ce, eu bine. Ce vrei? De când ai hainele astea, adică ce ai făcut azi noapte? Te-ai schimbat aseară. Ce ai făcut? Te-ai schimbat aseară și unde ai fost? Da, că nu prea pare că ai fost, doar te-ai schimbat și atât. Am stat în casă, am făcut poze pentru Insta, da. Da. La două noaptea? Da. Pentru doar mei. M-am dus frumos în casă, în altă cameră, la mine în cameră, mi-am făcut poze și după m-am pus înapoi la mine. Ia stai puțin, ți-ai pus pistolul ăla la burtă? Eu când ți-am zis că să punem armele lângă noi, eu n-am zis chiar așa, dar probabil. Da. Eu m-am pregătit, l-am pus acolo. Dar dacă ai pus ai pe trăgaș din greșeală cu hainele, a? Ce se întâmpla cu ce era mai jos? Chiar că e îndreptat direct. nu mai aveai copii. Stai să-mi las și eu măscă aici, că-s urâtă rău cu măscă. O las și eu până o pieră acolo. Păi, dar de ce ți-ai făcut poze cu mască? Păi nu știu, mi-am făcut să fiu mafioată, să fiu alea, știi? Și cu pistolul mi-am făcut. Auzi, da. Ce? A, trezirea. Trezirea puturoaselor. Aștia sunt de-ai noștri. Alo, cine sunt ăștia? Cine sunt ăștia? Ce faceți? Ce căutați voi la noi? Cum adică? Ce cauți tu? Care sunteți? Ia spuneți-mi acum, sunteți din mafia lui Corleone, cum îl chema pe ăla? Zi eu repede, zi sau trag, zi sau trag. Nu. Zi sau trag, cine ești? Suntem pașnici. Ce pașnici și? Zi, de unde sunteți? Cu tatăl tău suntem cu tatăl tău, îmi trage. Să-ți confirme el. Te ghi să pune arme pe ei, că n-am de unde să știu dacă ăștia sunt. Sună pe tatăl tău și spune. Stai, acum sun. Denisa, stai și tu cu ochii pe ei. E așa, poți să stai cu ochii, zau voi. Dar numai cât trebuie. Tata! Ai adus tu ceva oameni, unul negru și unul în roșu? Da, cu mine. Și ce caută la mine în cameră? Vedeți că sunt periculoasă. Afară. Ce zis? Nu te-am auzit. Le-am zis să mă aștepte afară. Păi au cam intrat la mine în cameră. Nici bine nu m-am trezit. Stai ce... Eu nu glumesc. Nu trage, Denisa, nu trage, că zei noștri. Nu trage. Că le făceam una, două schema din Berceni. Ești cam periculoasă tu așa. Cam periculoasă. Să ne cunoaștem noi și... Nu, să mai... Și... Ce treabă aveți? Nu, păi ce... Lasă-mă să te întreb cum trebuie. Ce treabă aveți voi cu tata unul la mână? Sau ce a vorbit tata păi de voi? Păi ne-a chemat să avem grijă de voi. A zis că aveți niște probleme cu domn, nu știu cu ce domn, a zis că aveți niște probleme. Antunel. Colegul, să vorbesc? Da. Noi doi suntem afiliați. El e pe partea de acte și așa, și eu sunt pe partea de forță brută și steroizi. Așa că au avut nevoie de bodyguards pentru fica lui, adică pentru tine. Da. A, dacă a zis tata la un moment, dar mai țin seara că a zis că o să-și aduc bodyguards. Păi și cât sunteți voi? Eu așa, la număr. Am sub comandă 4 bărbați puternici, pregătiți să mănânci bărbați de vin. Bă, eu ce v-am zis? Trăiți bună ziua. Eu v-am zis să mă ascultați afară. A venit peste noi, dacă eram goale. Nu, am bătut la ușă, domn președinte. Nu e adevărat, chiar minte. Ba da, domn director. Bun, haideți cu... Haideți, domn director. Păi și noi? Haideți și voi să vă prezint bodyguards. Deci, până la mai rezolvat cu bodyguards-ii aia? Când era mic. Ai băgat toată ziua tic-a-tac-a Barcelona. Ăștia-s bodyguards-ii tăi? Nu. Bă, nu niciam. Ei doi nu. Ăia de afară. Dar deci nu, băieții ăștia din față. Deci, cum te cheamă pe tine ăsta negru? Pe mine? Da. Făgână. Făgână și pe Maladin. Maladin. Da, Maladin. Maladine, din ce țară Aladin, ești? Că nu prea sună Maladin nume. Ei din Dubai. Adevărat? Da. Suntem aduși de departe. Tata era mama țigancă.
Ah, ce combinații mișto aveți. Mă cunosc cu maică sa. O... O surmetis, o socorcitură, da? O vorbă la dine, mă zic că mă cunosc cu mama ta, foarte bine. Da, păi nu știu. Dar unde e surioara ta? Cred că suntem frați cuva îndepărtați zume dacă mă înțelegi, dar nu știu sigur. Ce-ți facem noi? Cred că suntem frați îndepărtați dacă mă înțelegi. Ce faceți? Ce faceți? Hai, repede, alinierea. Alinierea, repede, hai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tata, așa sunt bani galino, știi? Hai sus! Aparentă, da! Hai tu repede ca să nu te confrensc! Hai sus! Hai treci acolo să te văd oamenii ăștia din... Ce badigaz nu ne-am luat! Du-te și din brațul sus! Cred că are nevoie de ajutor, eu zic! Puse o sticlă de whisky și mi-o dai tu la tălare! De ce nu am făcut cu ăștia? Hai și tu! Nu mai repede! Are nevoie de ajutor dacă mă crezi! Bă, poate moare în fața noastră și atât am trebuie! Îți pleacă badigazii! Cred că are nevoie de... Își revine. Îți arăt eu cum revine. Cum revine? Dă o palmă, peste ce-a fi și cum merge. Lăsați-l așa. Stai aici. Hai, mai dă o palmă. Băi, și era cel mai prost dintre toți. Haide, băi, am cavat cu la voastră, hai sus. Băi, eu ziceai să jucăm tica ta ca Barcelona. Bă, fără supără, dar mi se pare că este sus. Aolea. Hai sus, de lucru. Dacă îmi pare, vă lecați la apă așa mică. Mă scuzați, domn director, dar, na, bugetul e limitat. Mic. Ce hai să tu facem? Bun, vreau să știu și eu, băcar. Mamă, Johnule, iar m-am ridicat. Băi, gata, hai, vă omor, vă împușc, vă fieliez, hai sus. Vă schimbăm Aladine, cu alții. Maladine, ce bodyguard mi-ai adus? Ai zis că, deci Maladin ți-a adus bodyguard sau tu l-ai adus pe Maladin cu bodyguard? Zic că n-am înțeles varianta. Gen, Maladin da. E șeful lor. Da, iar tu l-ai angajat pe Maladin, care Maladin da. A venit cu o dita mai da. Omenirea, care nu știu ce cu ei. Mi-a dat Barosanu 2000 ani și o să-ți descurcă-te. Dar ce căutăși aici, până la urmă? Mi-aduc niște bodyguards ca lume. Și că mi-a adus niște bodyguards care habar nu. De la coasă, luați. Asta înseamnă... Haide, cap, nu știu, bădă, bă, dar, trebuia, dar n-ai vorbit cu Nuțu să puneți ceva chetă pentru ca să luați bodyguards cum trebuie? Te chiar unde e Nuțu? Ce? Nu știu unde e. Aha, și cursul de fotograf dacă vă ajută, stați așa, scoată morții. Chiar n-avem nevoie de așa ceva, domnule, chiar suntem, nu, avem nevoie de niște bodyguards cum trebuie și cam atâta, dar... Nu avem nevoie de fotograf, de astea. Mi s-a tu, de ce nu-mi răspunzi? Ai dopuri în pentru că eram mai adormit, așa puțin. Unde e Nuțu? Că văd că Nuțu nu este. Pe mine mă întreb, dar cine să știe ce caută aici până la urmă? Deci, din câte am înțeles... Maladine, ia și povestește tu. Tata, povestește și Denisa, te rog frumos. Bun. Deci, Maladine e un prieten de-a meu. Așa. Și am spus să-mi aducă niște bodyguards care să știu, să ne apere. Mhm. Dar văd că mi-a adus niște bodyguard din nou. Le-a spus la băieți că li dau pământ, dar nu, că li tai picioare. Mamă, ce trag mă aia? Nu, cred că a văzut o pisică și-o crezut că e nou. Da, probabil se antrenează așa, de control. Da, am eu o idee, că văd că nu se instruiți, n-au habar, n-au să tragă. Dau eu un telefon și îi rezolvăm. Mamă, tata, ai reparat scara? Am reparat. Lisa. Da? Vino cu mine, te rog frumos să discutăm ceva. Vin. O femeie, gen. Da? Oamenii ăștia chiar o să ne omoare. O să ne omoare de... Cine, Antonel? Nu, lasă pe aia, pe Antonel, păi sincer, eu cred că Antonel are dita mai armată, ce ai... Are chiar tot orașul. Ce crezi, nu se compară pe armata noastră cu păi alții, crede-mă. Păi asta măcar nu se numește armata, asta nici badigaj nu se dubesc. Efectiv, sunt niște oameni de la sați care au venit la prășit aici, la noi. Bine, nici ai lui nu sunt cine știe ce, dar mai bun decât ăștia, zic eu. Păi bun, dar ce facem? Că efectiv unul s-a necat acum în piscina noastră, de-a dat mai... Nu pot să cred! Asta s-a necat efectiv aici în piscina la noi. Vedeți, nu mai puteam... Bă, al doilea s-a împiedicat de scări, iar al treilea trăgea după o pisică, bă. Haide. Vai da. De capul meu. Am vorbit cu băieții, Marina, frumos, suntem pregătiți. Ce pregătiți? Bun, suntem pregătiți să mergem la un prieten de-a meu care a fost colegi de armată. Și-a zis că ne așteaptă la baza militară, o să-i instruiască el
ca lumea să fie ca și niște soldați adevărați. Ăștia pot să fie soldați adevărați? Dar o să ne apere. Mă, păi și stai așa, am întrebare, asta cine e? Ăsta e afiliatul meu. Făgână. Ce mă, afiliatul tău? Afiliat. Afiliatul? Haideți. Salam afiliat, ok, am înțeles. Da, parizer. Salam, da. Afiliatul, gata. Stai, stai, mănânci tu. Te mănânci tu când ți-e foame. Afiliatul, gata. Doar de aia, stai. Deci, așa, noi acum ce facem, mai explic încă o dată, te rog frumos. Deci, am vorbit cu un vechi prieten de-a meu, ca care suntem niște frați. Și i-am cerut ajutor să instruiască acei bodyguard inapt, care habar n-au. Și crezi că o să reușească așa ceva? Dar chiar unde? Crede-mă pe mine. Bă, dar omul ăla efectiv s-a necat în piscină. În piscină care nici măcar trei degete nu are. Uite! Tu ce crezi că o să facă? Zice, băi. Râzi în stânga mea. Ciocumic. Ciocumic și joc de gleze. Deci, oamenii ăștia sunt padigajii noștri? Si, señorita. Ia uite, sunt așa. Aparent, da. Bun. Iar femeile cine sunt? Tu nu-i. Cred că văzi cu ei, nu știu, habar nu-i. Sunt micri, cunosc. M-au zis băieți? Da. Da, da. Vreau să-l ascultați pe domnul, e mare, mă rog. Înțeleg. Înțeleg. Nu contează cine-i domnul. Vă rog să-l ascultați, două secunde, da? Două momente. Da, îi cunosc. Bun. O să fiți instruiți de niște, de un frate de-a meu. Că se pare că este cam niște inapți. Din câte văd eu. Noi? Adică o să aibă niște atragi, da? O să, gata, gata, ce-o cumic. Bun. Deci o să mergem la bază acum. Sunteți pregătiți? Da, să trăiți. Trăiți. N-aud. Da, să trăiți. Da, să trăiți. Bun. O mașină. Hai. Haideți, veți. După mine. Nu prea. Am zis doamna, doamna Zumi. Da, domnul Făgână, da, ce s-a întâmplat, domnule? Cred că sora dumneavoastră are cam probleme la cap. Păi de ce? Ce zicea? Tim? De ce zici asta? Păi nu știu, cam visează, cam multe. Păi ce visează? Era să zic eu ce visează. Alinierea, 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 toți băieți. Visează, alinierea multe. Aici, lângă băiatul ăsta, alinierea. Hai să facem un mers la... Îți plac la orechi. Ce? Aoleu! Păi dar normal că te faci visătoare dacă ești zis așa ceva. Ia aia cu jaleta aia cu hrănăciorii. Da, ce că cu cerești. Nu, că cu cerești, nu prea cred că pare el care... O să vezi, o să vezi, o să vezi. Nu prea pare. Care ești? Să trăiți. E Sonia. Trăiți. Ok, Sonia și... Și de ce nu mergi în linie dacă ești capa de gări? Nu mi-a zis nimeni. Păi da... Cum nu a spus? Nu a zis băieții. Miju. Și rindeam, stai în linie, băieți. Și rindeam, acum să vă văd. Stați în linie și vă rog să la comanda comisarului înainte marș. Bun. Să trăiți. Fă în linie, proastă. Să trăiți. Bun, vreau să văd de ce urând. Doamne. Denisa. Nu e greu să faceți să rămân cava și gura voastră. Deci eu să mergeți ca o rămâcțit. Aia, măi, și rindeam. Maladie, nu mai vorbi urât, e o frumos. Bun, bun. Înainte marți. Mamă, Deniza. Da, botava, da unde te duci mâncați ăsta? Unde mergi, țalo? Mamă, nu mai înțeleg nimic să mă par... Deniza, noi chiar că am luat fix bodyguard cei mai... Domnul Diamond, ce mai genial. Ultimii de pe raft. Dăm glonț în cap, da? Ultimii de pe raft, ia mă. Înlocuim cu alții. Ultimii de pe raft, sincer. Ultimii de pe raft. Ușor, bă, când am aer. N-are aer el. Hai de falin în spate. Da, de la race și de la benzină nu mă aștept. Bun, haideți. Ai auzit-o pe aia? O, și pe aia mă știu. Păgână. Bă, dar tu știi prea multă lume, Deniza. Păi da, că m-am plimbat aici atunci. Păi nu te mai plimba atât, că cine știe ce probleme îmi faci. M-am plimbat înainte să ne întâlnim. Unul într-o capăt și unul într-o capăt. Ce s-a întâmplat? Care-i mașina noastră? Care-i mașina noastră? Jeep-ul ăla negru. Bun, m-auziți?
Da, 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 să trăiți. Patru luați jeepul ăsta negru și restul luați la albastru. Alo? Eu nu mă urc în mașinile astea. Să rămână? La scadi, pa, de pe la motorat. Mama, eu ți-am zis că învăț pentru facultate, te sună după. Deci, bezea, urcă-te la volan. Nu conduc eu, unde se vezi. Domnii? Denisa, hai în mașină, hai. Că deja mă doare capul pe ei. Denisa și făgână cu mine. Mai vai! Hai! Bun! Fetele merg Madaline. Cu Aladin. Hai. Ai două fete. Chiar îmi pare rău de Madaline cu femeile astea, tu le auzi cum fac? Denisa. Deci, domnul Diamond. Da, eu, ce? Aveți în spate, da, aici lângă mine. Este fica dumneavoastră, da? Da. Înțeles. Din ce? Păi, nu știu, visează la multe. La multe și... I-a spus că îl iubește la ureche și că îl vrea în seara asta. Ce? Nu, eu nu. Deci, domnul Diamond, eu n-am venit aici ca să vă... Știți dumneavoastră ce? Am venit ca să vă ajut, da? Deci, dar nu, poate... că eu n-am zis nimic ce-am făcut eu. Și dacă se poate, s-o potoliți, vă rog. Dar n-am făcut eu nimic. Lasă povesti. Deci vă rog frumos, da? Povestim după. Nu, povestim niciun după, că eu n-am făcut nimic. Niște... Pe mine mă atrage altceva. Niște discuții patru. Adică te atrage altceva. Da, fratele meu, spune. Băi, nebun. Pleacă. Denisa. Vezi că Zoom e luată. Bun. Dar cine a zis că... Acum suntem pe drum. Da, e fric. Uite-o leacă, cu cine suntem noi, ce echipă avem noi. Îți dai seama mai ceva ca la cercetași de la... Ne poate la tine că sincer. Am zis că să facem... Ce să facem? Bărbați? Păi facem bărbați, nu? Păi dar ei ce acum? Acum ce sunt? Bărbați cu... Handicap! Cu... Bărbați cu... Bărbați cu... altceva. Handicap, mă. Mai feminin. Cu... Mai feminin, sorry. Și acum mergem la o bază militară, ai zis? Da. Și facem la bază militară? Ne instruim pe ăștia. Ce? Bază militară? L-am adus mami acolo înainte să mă dea la adopție. Înainte să moară. Deci, înainte să moară, deci... mama m-a dus acolo, mamă, la școala de corecție. Mama, de ce ai așa mult? Nu, sper să n-ajung înapoi. Nu spuneți că ajung înapoi la școala de corecție. Nu ajung. Nu? Bine. Mama, înainte să moară, m-a dus acolo nu și... Nu te las. Și nu mi-a plăcut să m-a dus la școala de vară și nu. Nu scăpați bine. Bă, dar sigur nu ne iau ăștia cu tancurile pe sus. Nu, că le arăt insignația. Mamă, eu uite ce pod, ești nebun. Zici că suntem... Bă, Denisa, tu realizezi dacă era nuțul aici, îi punea pe toți la punct, mai ceva ca Maladin și cu Făgâne da, și cu tata? Da, unde dracu-i nuțul? Sincer. Nu e adică, nuțul. Adică ce vreți să spuneți, domnișoară? Că noi nu suntem buni de... Hai, lasă așa. Liniște, liniște. Nu spuneți. Frumos, liniște. Șt! Vedeți că am ajuns acum. Nu. Eu uite ce, mamă, e chiar cum mi-am amintit. Vedeți acum, e... suntem la... Da. Da, da. Bă, dar chiar erau mișto alea. Gen, acolo dormeau cumva oamenii. Mamă, băi, dar chiar arată fain. Uite oamenii. Băi, Denisa. Băi, chiar e mișto aici. Armata! Da, da. Denisa. Roagă-te da, la Dumnezeu da. Să nu fim noi, că avem arme. Doamne, Dumnezeu hai, meu, frumos, fără școală tot mereu. A, nu, asta, stai. Doamne, Dumnezeu meu, să nu murim, te rog frumos, cu echipa asta ne ducem, da. Așa. O să vă rog o aliniere lângă Făgână.
Să trăiți. Dacă făgână, dacă băiatul negru. De domnul făgână. 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 Pupați. Așa. Da. No. Poate vă pup cu un glot. Hai, treci la aliniere acolo. Treci la aliniere. Sonia. Zic eu ceva că... Hai, la aliniere. Stai că eu mă mișc mai greu. Bun. Hai, Sonia, mai repede. Hai, mișcă-ți curul. Ce mi-ai fost să fac dacă mă mișc mai greu? Am pleacă mișu, mai repede. Mai repede. Vai, de capul meu ce o să fie cu mine. Mamă, o doare. Fratele meu. Salut. Ce-ai făcut aseară, nebun? Ești prostă, sunt. Eu sunt. Celălalt din spate. Eu sunt. Salut, a venit Văruțul în oraș, să știi. A avut niște probleme, știi? Observ, da. Care niște probleme. A avut, uite, nici... Și-a schimbat cum o să îmbrăcă mintea. Poți să te întrerup? Ce? Poți să te întrerup? Spune, rapid. Ce facem aici? Încă o dată? Te vorbești cu Văruțul deci... cu ăsta? Deci el... Cum ți-am mai spus, a fost la colegii în armată. Să trăiți, domnule. Să trăiți, să trăiți. El a nu fost știu cum să salut, dar salute. Nu? Așa sau... ai fost, nu? Negativ, da, tu ai fost colonel. Și a fost parcă capitan, dacă nu mă știu să ce mai zic. Da, da. Bun. Exact așa. Uite, arăs ca în tinerețe. Puțin mai bătrână. E, bun, fii atent, ți-am adus niște băieți. Inap. Se instruiește tu, că habar n-o, deci crede-mă pe mine. Bă, negativ. Când trag după ciori, când trag după ciori, trage pe lângă ceară. Hai, mă duc de ea, băi. Mamă, păi știi ce ne facem? Vai, direi la gambe îi ducem. Bă, mai știi când am făcut eu? Domnul, scuzați-mă că vă zic, dar și tata a îmbătrânit, a făcut celulită la buci și vreau și eu să-l implicați și pe tata împreună cu familia noastră. Adică nu numai ea, nu roșu. O să pune niciun fel de problemă. Deci vrei să mă vezi cum a fost eu în tinerețe, nu? Da. Nu e problemă, vă învață tata Liga pe toți în parte. Hai, bă, fii atent, ca și în tinerețe, facem amândoi. E normal, fratele meu, ca în tinerețe, facem toți. Uite, și oamenii mei aici sunt dornici. Hai, te pup. Te pup. Gata, plecăm? Bun, hai. Să instruim. Bun. Vreau să plecăm, că instruim. Cum mă instruiți, ajutor? Bună ziua, Lupiția. Vrei tu, Zumi, să faci cu noi sau vrei să... Da, nu, sunt împreună ce? Cu voi, facem ce tot. Ce să facă? Ne instruim toți ca să fim pregătiți de orice. Aoleu, nu, la școala de colecțiar! Bun, stai să... Mai știi? Deja de mine, de dumneavoastră îmi place. Fără tricou. Minion, Da. O să vedem acum. O să vezi. Dumneavoastră. Domnișoară. Dansurile se fac la bară, nu aici. Nu, ei, o să ai. Bun. Dacă nu... Ați mai auzit doar pentru ce ți-a adus acest pripaș și aici la noi? Am adus ca să-i instruiți că-ți văd de capul lor. Ce să mă instruiești după mine? Că eu mi se rup în greștiu să mă instruiești după mine. Am o întrebare. Femeia aia, vă rog frumos să-i instruiți, tacă, vă rog frumos. Vă zic o chestie. Ia hai, 10 ture de baza militară, vă rog frumos. Câte altul, haideți. Eu dacă nu lua și pasta... Bine, o faci tu cu mine, că nu mi-e mare să cine. Luți, l-ați auzit pe domnul, 10 ture, haideți după mine. Hai, 10 ture, hai! Denisa, noi avem pe femeia asta în spate, care nu mai știe ce cu ea, băi. Săraca. Păi, ușor că e radarul față. Băi, îți bă mai repede. Bă, asta l-a ieșinat în spate. Băieți, vă rog frumos, lăsați-mă. Ăștia deja nu mai pot. Uite, mă. Bă, uite, bă, este unul aici în... care chiar poate. Uite, vezi ăsta din față. Ăsta are, chiar poate să fie bodyguard, din perspectiva mea. Da. Da? Alea două, că e cam rămas la spart. Nu, e fix în spatele tău una. A, da? Da. Vezi să nu fie prea aproape, că după chiar că îți țipă urechile la cum o auzi. A doua unde? A doua a rămas în spate, rău de tot. Ai aleșinat pe traseu, ai văzut? Mamă, dar eu alerg cu tocurile astea să nu mă împiric. Mă... Denisa? Că sunt Denisa?
Nu spune că au plecat cam fără greu, cam greu. Prezent. Mare plămânu, mare plămânu. Mă, cine m-a pus să alerg cu plămânu? Mă, haide, toată lumea sus, luați o proteină, luați o piatră în gură, fiți pregătiți de orice. Asta e o tură. Da? O tură, nu? Asta e o tură. Da? O tură, nu? Da. Mai dau o tură. E o tură de clădire. Păi tură de clădire, dar ce a spus domn? Ce a zis? O tură de clădire. O tură de clădire. Da. O tură de clădire. O tură de clădire. Domnul, este totul ok. Tură de clădire, da? Dacă le facem așa, o tură de ce am zis. A, haideți mă încă una și trebuie. Haideți mă una. Doar una. Uite, băiatul ăsta din față, ăla din față, s-ar putea chiar să fie bodyguard esențial de-a nostru. Bă, băiețe, vă propun să mințim, să stăm aici într-un colț ascunși. Dă-mi plăci de fata asta, e Caterinca. Care, care? Tu. Eu? Da, ești. Am. Tot ce trebuie. Eu îți spic fica lui tata, ce pot să zic, așa mai sunt și eu. Cui? Fica lui? Fica tatălui. Domnule Diamond. Am înțeles, da, hai înapoi. Hai înapoi. M-au părăsit, e gata, nu le mai place de mine. Bă, sincer să vă zic, guys, cred că efectiv o duceam mai bine eu ca bodyguard. Hai mă, băieți, o duc eu mai bine ca și bodyguard decât voi? Ce e asta? Uite, vă și calcă și mașina la cum, cât de ce mergeți. Da. Mamă! Ai prieten? Ui. Dacă ai am prieten? Ce? Hai, dacă ai prieten. Cumva, I mean, nu sunt adică. Sigură, gen... Vorbim după când ajungem acasă. Exact. Gen, asigură, vedeți că aia... Am zis-o, dacă are telefon, ca să-i trimit o poză de la... Și care nu mai telefon a fost ăla. Da. Păi tu de asta vii aici? Păi, na, ca să rupem tuta. Exact. Păi tu vii, de asta vii aici acasă? Păi să vadă și oamenii pe Facebook. Exact, să vadă și oamenii pe Facebook. Cum alergăm, că suntem cei mai tari. Pun și eu în story, îi dau tag, domnișoare. Pun story pe Insta, TikTok. Domnișoare, cred că nu o să mai niște referi. Mi s-o rupt unghiile. Nu, că mă gândeam să mă col după ce termin. Așa zice. Da, unde e tata? O să râd direct în fața lui, l-a alergat domnul Diamond. Tatăl dumneavoastră aleargă cu un coleg foarte bun al meu. Este trăgător de elită în Ucraina. A omorât vreo... special, nu? Da. A omorât vreo 10 oameni. Dar unde este țărică? Sunt de 5 ani. Care 10? Ucrainieni? Care? Am întrebat, dar... Bă, ruși. Fii atentă. Îl vezi pe ăla roșu și cu ăsta de poliție? Da. E fostul meu soț. Dar nici unul mai are. De ce dai? Putonism. Deci cum a fost? Mai vreți să te deciture? Nu, gata, tata, chiar nu mai pot, îmi bubui capul. Chiar nu, mă doare creierul. Dar tu nu erai obligată să alergi. Nu contează. Dar eu la anime, de ce încep? Stai să o iau deja. Păi, mă scuzați că vă spun, dar aveți acolo mușchi, tu ce trebuie. Exact. Eu schimb. Noi suntem muscați. Cine e chelios ăsta? Și kebab la bucată. Este trăgăciarul meu de elită. Exact. Cineva de un grad mare aici, te rog frumos. Mă scuzați. Eu fac altfel. Hai să vă arăt cum se procedează. Ia. Cine nu face, mare blond primește în cap și acum aia e. Deci care vorbește acum? Hai, să vedem. O să rămânem pe minus sau nu? Unde ați fost domnul Mătălin, că nu v-am mai văzut? Hai, bun, fii atent, tu ridică-te acum, te ridici. Nu, ia, liniște. Ia faceți liniște. Faceți liniște. Haideți dumneavoastră cu mine. Ascultați-o e pe asta. M-a auzit sau nu m-a auzit? Patron. Haideți, veniți aici. E mersi, Nicu. Bun, liniște. Bun. Pe cine mai aud în plus? Că vorbește, va primi mare glonț. Nu în cap. Hai mai întâi într-o mânuță, într-un picior, să simțiți picioare. Durerea. Să simțiți durerea, atâta vă trebuie. Mai sub centură. Am o idee dacă... Nu acolo când am copii. Bun. Ce? Luați dintr-un insurget oricare din alea, două câte o armă. În liniște. Și vă întoarceți, aveți la dispoziție 5 secunde. 1, 2, 3, 4,
Bă, fratele meu. 5 în linie, hai. În linie toată lumea. Hai, gata. Toată lumea în linie. Nu mai multă mine. În linie și fă liniște. Colegul, ce-i cu ăștia, mă, că ați ieși gurata? Că nu trece strac direct între... Ce-i cu ăștia, nu-mi dau seama. Hai, în linie, în linie, în linie. Bă, și când eram noi doi în armată, bă, mă, că noi ascultam. Păi normal, mă. Când am ajuns în grea mare, ne-a ascultat toți. Acum văd că... Tata, nu vrei să mă lași pe mine. Tata, nu vrei să mă lași pe mine să mă ocup de ei. Adică, cred că am uitat la foarte multe documentare și cred că ai ajuns cu ei. Da. Ce zici? Ești sigură? Să îi lăsăm? Îi lăsăm o șansă? Vrei să participăm și noi sau nu lăsăm o șansă de aici cafea? Dacă nu o să se supere pe mine, nu? Bine, dacă rămâne fără bodyguard, aia eu, înlocuim. Cu siguranță. Da, Doamne, nu vreau să mor. Bun. Dacă nu vrei să mor, trebuie să asculti ce zicem. Dacă nu tăceți, primiți clonți. Bun. Bun. Ascultați-mă. Doamna cu părul albii. Toată lumea aveți arme? Nu. N-ai mai găsit mă acolo arme? Stai, că nu mai sunt. Bă, am rămas fără. Ia că mă duc eu să mă duc să se dă. Hai, du-te, să cine să ia dea o armă. Hai, îl lăsăm pe ăsta, îl iertăm că n-am. L-am lovit, i-am dat vreo două glanțe până acum. Îl tragem pe o parte. Bun, acum. Vreau să vorbesc cu tine, tata, și vreau să vorbesc cu șeful, prietenul tău sau cine mai e. Care e? Tu? Asta, Cheliosul, din afară. Cheliosul, mă. Bun. Bine, colegă cu armă. Stai că n-aud nimica, dar ce aia vorbesc mai ceva. Deci, sincer, vă zic că vă omor cu tot neamul vostru și împreună cu ai mei. Bun. Deci, vreau să vă întreb în felul următor, domnule. Care sunt exercițiile pe care noi trebuie să le facem? Având în vedere că majoritatea băieților au armă, zice să le testăm ținta să vedem cât de bine trage. Așa. Și de la distanță, chiar și de la apropiere. Zic că poate niște ture de teren le-ar prinde bine, niște tracțiuni. Ce le-ar mai prinde bine? Niște flotări, zic. Mm-hmm. Mă, având în vedere că... că este că au armele, atunci o să facem o chestie. Dar unde îi ducem ca să încerce să tragă? Păi... din câte puteți observa mai în față, avem pe acolo niște cutii. Putem să testăm sau dacă vă uitați un pic mai în față acolo, vedeți acea clădire cu panourile solare. Peretele ăla a fost conceput încă de mult timp să tragem în el, să vedem dacă oamenii trag bine sau nu. Pentru că baza militară mereu se reconstruiește și toate cele, să pune refuncțiune. Ok, atunci facem așa. Mă ocup eu de ei. Domn polițist. Domnișoara Sonia, vă rog frumos, du-te la linie acum. Păi, că viața mea, Alina. Parcă nu vrei să te dat la prea multe filme. Unde e Alina? Nu, hai, lasă-mă în pace. Unde e Alina? Băi, fiți atenți aici. Ascultați de ea. Și am ascultare glumă. Bun. Eu dar am impresia că o să fie cam greu de instrui băieții. E vreo problemă dacă am pus și alți membri din armata română? Glumesc. Nu prea. Mamă, domnul, dai mă. Să vă țineți gurava. Da, ne cerem scuze. Deja este frică cu mine când am zis chestia asta. Bun, vă zic de pe acum. Vreau de acum să fie liniște. Vreau să nu mai puneți întrebări unul altuia până când nu vă dau eu permisiunea de pauză. Când vă zic că aveți pauză, atunci puteți să vorbiți, da? Următorul o să fie la cap, să știi. Bun. Nu mă interesează că suntem în momentul de față 5 oameni, pentru că o să dau eu de altcineva dacă chiar nu puteți să ascultați de mine. Ați înțeles? Bun. Da. Da, stăriți. Da, stăriți. Ok. Tot ce puteți face în momentul de față este să ziceți da, să trăiți și atât. Bun. În momentul de față noi o să ne ducem înspre acea... zonă, nu știu exact cum e. Așa că vă rog frumos, pregătiți-vă armele să le aveți în mâini, așa, și vă rog frumos să mă urmați. La pas alergat, ați înțeles? Ok. Să trăiți. Da, să trăiți, așa se aude. Da, să trăiți. Bun, hai, toată lumea, la 3. 1, 2, 3, după mine. Unde-i? Ce făcați? Că cu mine trebuia să fac armată. Unde-i?
Doamne, mă văd. Vizia, tată. Ok, toată lumea stop aici. Stop, 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 stop. Bun, puneți-vă, vă rog frumos, în linie. Hai, exact cum, vă, cum trag gloanțele. Uite, așa vă puneți, ați înțeles? În linia asta. Hai. Bă, da, așa. Dă-i dreapta, dă-i stânga. Bun, exact. Linie. Nu unul în față, unul în spate. Foarte bine. Veniți lângă mine mult mai stați în spate. Bun. Care o să fie exercițiul de astăzi? Vreau să știu cine poate în momentul de față să țină cum trebuie un pistol, fără glumă acum. Cine poate? Să ridicăm, să ridici mâna sus. Nu. Ok. Tu, vino cu mine. Faci un pas mai. Nu. Ce ești aici? Hai. Stai acolo. Bun, vino cu. Fii aici, am punctul meu. Și o să vreau să tragi exact în găurica de la pâul de la parcare. Acolo tragi. Hai. Nu, dar eu îl văd că trage bine. Dar să la se face altă. E ce facă, dar la urmă, e soare. Mi-am echivalent la rusească. Are rinii pe rinii să-l armă. Văd că nu prea e puteți, dar e bine. Bun, deci asta înseamnă pentru tine, ia, oprește-te. Oprește-te, ți-am zis. Dă-ți ochelarii și pălăria jos. Știu ce înseamnă asta. Cum făceam noi în tineretul. Și ochelarii. Și ochelarii. Ia liniște. Ți se pare că ăsta este... E punct, efectiv ai dat pe lângă. Tu-ți dai seama așa ceva? Ai dat pe lângă. Dați vă rog frumos în perete, dar să fiu sigură că nu dați sus, jos, stânga, dreapta, pe lângă, știi? Așa că te rog frumos, în momentul de față, pur și simplu să încerci să pui un punct fix, da? Indiferent că, na. Fratelul, hai cu mine. Așa, mai încearcă încet, încet, încet și focusează-te numai pe punct, da? Doar pe un punct. Uite punctul pe care ți l-am făcut. Da, mă, bravo, 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 bravo. Am lentile rusească. Bun, pune-te în rând. Următor, ia să vedem. Uite, băiatul care a ridicat mâinile, hai. Da, să trăiți. Uite, eu îți voi face un punct. Arma asta, dar nu pot să folosesc gloanțele. Cred că e calibru mai mare, nu mă lasă. Dacă puteți să-mi dați un pistol. Atunci, du-te, te rog frumos, la băiatul Chelios și roagă-l, te rog frumos, să-ți dea niște gloanțe la arma asta, că sigur nu este încărcată. Da. Posibil să fie un calibru mai mare. Mă înțeles. Bun, hai să încercăm cu domnișoara. Hai, domnișoara, vină încoa în față. Îmi spune ce trebuie să fac? Deci. Da, deci pur și simplu o să trebuiască să... menții un punct, da? Un punct trebuie okay. Să menții, da? Să văd că da, poți să menții acel punct. Hai! Stai că n-a ținut bine arma. Ce? Tu bagi ochi de mine? Stai acolo. Am și o întrebare. Pistol sau... Nu contează, te rog frumos o armă, atâta de vreau. Vreau doar okay, să... Ok, bine. Mamă, fata asta chiar se descurcă. Wow, băi, chiar ești genială, fata. E par puțin așa că am tembelă la cap, dar chiar tragi bine. Hai, du-te înapoi. Mersi. Domnul Maladin, aveți armă? S-a ridicat domnișoara. Aia e, ridicați-o dumneavoastră dacă o iubiți. Eu am un ochi de sticlă, dar încerc și eu. Unde vreți să-ți trag? Încearcă să trag. Uite, eu vreau să trag fix în camera aia. Uite acolo. Bine, pe lângă, de fapt. Da, pe lângă, da. Noi suntem pe lângă, frază. Măcar păstrează acel punct, știi, gen, e ok, e ok, e ok. Lego? Da? Nu. Domnul Făgână, voi aveți, dumneavoastră aveți armă? Nenechilioasă n-are scrie de arme. O, așa ceva. El e cu hârtii. Nenechilioasă n-are scrie de arme. Eu doar cu banii și cu... Eu lucrează numai la birou. Exact. Nu, doamna Zumi. Da. N-are de unde scrie de arme, înțelegeți? Am înțeles! Nu te repeta! Așa, vedeți că eu trebuie să mă duc până la toaletă și cred că după aia trebuie să plec, că
cum să zic, l-am pus pe bărbatul meu să facă, să facă de mâncare ceva și mi-e frică că dă, scuze, că mi-e că dă foc la cazi. Înțelegeți? Vorbești cu... Da, da, nu prea. Vorbești cu domnul poliție și întreabă unde e baia și du-te în pacea ta. Okay. Stai! Pistol. Pistol. Tu. Pistol. Tu. Pistol. Pistol. Am înțeles. Deci n-ai pistol. Ok. De la. Are o problemă. Atunci am înțeles. Văd că are ceva la vocabular. Mai bine lăsați, că poate e mai important. Uitați-mă că vă întreb. Spune. Facem și noi demonstrații sau? Da, te rog frumos, faceți o demonstrație de aia intensă. Eu știu să vând biscuiți și eu să fac demonstrații. Ia dați din gură că îi dau acum un gulon de nu mai știi ce-i cu tine. Foarte corect, foarte adevărat. Schi legume. Mai trageți, domnul, mai trageți, că-mi place, că vreau să mai fiu atent. Mai vreau o dată, văd. Altceva, de ce țineți ținta pe mine? Domnișoară, dați ce faceți aici? Alo? Sunt lângă. Domnișoară? N-ai mă treabă tu. Foarte corect. Domnișoară, sunteți fix în fața mea. Am făcut rost de pistol cu brațe. Ai făcut rost? Da. Dar după ce trage, mi-a dat și mi-a ajut să-l dau apoi. Nu cred că o să mai am brațe. Așa, hai, te rog frumos. Du-te la perete și vreau să-l tragi. Nu mai intru în punct. Liniște! Că vă iau pe toți de urechi. După aia am împrumutat cine a... Liniște! Încă o dată, că n-am văzut. Zice liniște asta, eu ziceți liniște, băi! Hai, treceți! Liniște! Băi băiatul, nu ne juca mai eu. Ce scuze dacă am vorbit eu? Nu mai îmi luați. Bravo, da, văd că poți să tragi foarte bine și foarte frumos. Băiatul ăsta care mă... care vorbește atât de mult. No. Ia zi-mă, îți place, ai auzit vreodată, îți place, ai visat vreodată oi? Ce? Dacă ai visat vreodată oi. O femeie oi. Goală. Da, ceodată, ce se gustă? Nu, dacă ai visat, dacă ai visat vreodată oi. Da, o văd acum și în fața mea. Colegul meu, bizia, dacă ai puțin. Pare că a fost cam nesimțit băiatul. Ok, domnul Maladin, te rog frumos, ia-ți omulețul, du-l la medic mai peste vreo 3 ore să vadă ce cu viața lui și după o să aibă ceva de discutat cu mine. Nu știu să zic, dar cred că cutia craniană i-a cam fost perforată, nu știu să mai zic. S-a tras un glonț asupra capului. Mamă, dar ești cam... Ești a, nu, n-ai mă treabă, am pus așa de decor, nu era glonțul ăla, era numai o bilă. E ok. E performat, dar poate mai trăiești. Cine știe ce cu viața lui? Sperăm. Probabil. N-ai de unde să știi, era care sunt adevărate. Dar da, eu i-am zis, am vrut să-l întreb dacă îi plac oile și toate astea. Bun, și-a mai rămas trei. Ce pauză unde acum am început? Poți să ridic una? Nu. Nu. Bun. Știi să faceți flotări? Da. Ia, hai, băgați 20 flotări. Să vedem aici niște flotări intense pe voi. 50. Știți cum se le faceți? Doar 20? Nu știu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu ești respiră, nu mai... 6, hai! 2, 3, 7, 8, 9, hai băiatul, ce e ăsta care stă în picioare, ce faci? Hai și tu! 14. Hai mă și tu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hai ceapa cu 100! 300! Băiatul, din nici de mult să se oprească, că am făcut 20. Să trăiești. Mă. Păi, ai terminat, mă? Da, le-am făcut, mai dai. Încă una? Poți să vorbesc puțin? Încă 10. 1, 2, 3, 4, 5. Dar și pe ea, și pe ea, și pe ea. Mai și una, pe 2, 3, tu ai terminat, mă? 4, 5. Încă 10 și tu, hai. Mai fac? Hai, încă 10. Poți să fac și eu? Fă și tu, hai și tu. Să mă țin în formă. Oh, flotări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, domnișoară, respirați ca să nu pierdeți aerul. Lasați-mă, domnule, 10, nu mai știu la ce număr eram, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Încă puțin. 53. 21, 22, de fapt nu, 19, 20, 21, 22. 55, 56. Până la 60, domnișoara, 57. Până la 30 dacă doriți. Ok. 51, 60. 25, 26, 27, 28. 29, 30. Eu nu fac așa ceva. Mai ușor, chiar era să-mi zburați un picior în cap, mai ușor. Eu nu fac așa ceva. Gata, am terminat. Cum să nu faceți, domnișoară? Ia uitați, nu fac așa ceva. Ia dați un pic papuce aia jos, dați un pic papuce aia jos și băgați și dumneavoastră, plătare. Eu nu fac așa ceva, nu. Măcar 10, măcar 10. Denisa, hai, pune-i. Denisa, ia și faci și tu niște plătări. Cred că te-ar, chiar cred că te-ar ajuta puțină, puțină plătare. Dacă faci două plătări, mergem în oraș să mâncăm. Acum, gata, gata. Și na, cred că îl vedeți pe Marian în mâna mea, nu cred că vreți să faceți contact cu el. Ce Marian, mă, spui ce Marian îți arăt pe tine. Băi, ușor, domnișor, două flătări, două flătări. Două flătări, hai, și un oraș. Zi, ziceți cum, că nu știu prea, nu prea știu cum. Băieții, nu este nevoie mă, să stați așa. Mă, cum fac, să mor de știu. Păi... Învățați-mă. Deci te pui pe burtă, te pui pe burtă. Așa. Deci vă arăt acum. Te pui pe burtă și începi să împingi din mâini. Dar stai cu hai, Denisa, hai. Așa. Așa. Bravo, bravo, așa, bravo. 3, 4, 5, 5, 5, 6. Stai că nu mai pot, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 10. Hai, hai. Bă, dar putem vorbi pe rând pentru ca să ne înțelegem că unul vorbește despre mâncare, unul vorbește despre frățiorul nu știu care. Dă un culo de treabă, ce e aici? Sunteți în armata română și vorbiți despre astea? Ia taci din gură tu. Bun, cerem scuze. Ia, și tu ia închide numărul de telefon. Ia, toată lumea acum pe în linie să vă văd. Hai și tu, Maladini, chiar dacă e șeful. Vreau să aud. Hai, Denisa. Hai. Și tu te bagi în linie, că cred că ar cam trebui și ție puțină educație. Eu ce cu mine? Băi, zumi. Hai, Denisa. Denisa, hai. Eu sunt cu tine aici. Hai, du-te lângă pe Zea, că te duci și te... Nu, 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 mă duc lângă, nu. Îți garantez că o să-ți cumpere diamante dacă te duci. Zumi. Pe Zea spune că așa o să faci. O să dau hai să mergem și noi mai repede în oraș, că trebuie să mâncăm, zic. Hai, o dată, Denisa. Fraiera ta. Bine, atunci las așa. Denisa e Denisa, ce faci? Domnul Diamond, puteți veni puțin? Nu, ia treci și tu acum, încă te iau la capace. Făgână? Taci. Vorbim după. Hai, ok, ok, ok. Făgână. Dar voi puteți să tăceți, că mă enervez de acum. Nu pot să-l văd pe făgână. Și eu nu mă glumesc acum, gen, chiar vorbesc serios acum. Domnișoară, mergeți în fază. Du-te, lasă-mă să vorbesc cu oamenii ăștia. Se supără aiurea, ce pot să zic? E pe ciclu, ce vrei să fac? Da și tu, te rog frumos, că vă aud de la 3 metri. Băieții, e pe ciclu? Și tăceți, vă rog. Da, e pe ciclu și dacă mai comentezi în plus, na. Taci! Bun, având în vedere că m-am enervat de nu mai puteam, tata nu se pricepe, aparent armata română nu se pricepe ca să vă instruiască cum trebuie. Dă un colo de treapă, mâine dimineață, în fiecare dimineață o să stau cu voi, cu arma la capul vostru și o să trebuiască să faceți în continuu, numai genuflexion. Tu taci acolo că te aud de la 3 metri. Bun, ați înțeles? Începând de astăzi, în fiecare dimineață, în fiecare dimineață o să stau tot timpul cu arma la voi, dacă nu faceți cum trebuie. Nu mă interesează, voi vă plătiți spitalizarea, ați înțeles? Da, să trăiți. S-a înțeles? Ia să aud, da, că da, să trăiți. Da, da, să trăiți, da, să trăiți. Da. Bun. Bă, că ca mine, cred că fac niște frut. De mâine o să vă dau bani, da, să aveți fiecare câte o mașină, să nu se mai întâmple, să nu mai aveți mașini. Nu știu ce s-a întâmplat asta, s-ați înțeles? De fiecare dată o să vreau să aveți câte o mașină. Aveți dita mai garajul, având în vedere că sunt tot de camere, nu mă interesează, stați în garaj, stați unde vreți, stați, aveți trei sufragerii în casa asta, stați acolo, da? Ați înțeles, da? Vă dau bani, da, să treci. Vă dau bani, o să rog pe tata să vă dea bani, da? O să primiți câte 55 de milioane și o să vă luați câte un jeep. Ați văzut jeepul cu care am venit, da?
Bun. Să trăiți. Nu vă luați altceva, că altfel sunteți concediat și nu mai știți ce e cu voi după. Vă garantez. Da. Vă urmăresc până acasă, nu mai știți ce e cu voi. Eu am un Jeep Mercedes, să punem. Nu te-am întrebat. Bun. S-a înțeles? Vreau să aud acum. Da, să trăiți. Da, să trăiți. Pe mine mă scuzați. Bun. Acum, ce o să faci în momentul de față? O să mergem înapoi la pas alergat, da? M-a dat dintre acum să oprește, am înțeles, foarte bine, foarte bine. Îmi place că pui în aplicare tot ce am zis. În momentul de față o să punem, o să mergem în pas alergat către mașinile noastre și o să mergem acasă. Ați înțeles? O să le mulțumiți frumos în momentul de față. Acum, le mulțumiți frumos în cor și elegant la cei de la Armata Română că ne-au ajutat să vă antrenăm. Am observat că puteți să trageți unii din voi, cei care nu se poate, aia e, am rămas pe minus cu unii, dar aia e, ați înțeles? O să ne antrenăm mai des, vă rog frumos să le mulțumiți la cei de la Armata Română. Hai, toată lumea! Mulțumim frumos! Să vă ajutăm! Vă mulțumesc frumos, domn general! Sperăm să ne mai vedem! N-aveți pentru ce. Îmi cer scuze că v-am deranjat și v-am mâncat atât de mult din timp. N-are nimic, a fost plăcerea noastră. Bun. Unde este tata? Că eu nu mai văd. Doriți să-l sun? De fapt nu, lasă că-l sun eu. Ia, toată lumea în rând. Hai. În rând, în rând, în rând, în rând. Toată lumea în rând. Hai, 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 hai. Hai și tu. Și tu. Sari. Hai, bezea. Stai că ai o gumă pe picior, nu știu ce. Ai o gumă pe picior. Cine-am băgat? Așa. Bun. A mort. Fiți atenți. Eu o să fiu aici, vă puneți exact în poziția în care sunt, cu fața la spatele meu, ați înțeles? Hai! Hai toată lumea, toată lumea, toată lumea! Bun! Pas alergat, da? Către mașini! Hai! Acum! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! Hai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cum a zis și Făgână, hai! Îi dăm în depășire! Foarte bine că dați în depășire, chiar nu mă deranjează chestia asta, arătați că dați se poate! Dați-i cu semnalizare! Veți conduc eu, da? Da, conduc. Bun. Maladin, te ocup tu de băieți, că văd că sunt. Hai, cine poate să... Hai, într-o mașină, eu Făgână, hai la mine. Hai, eu mă duc cu domnul Diamond. Ok, hai să-l sunăm pe tata, dacă nu știu unde este. Vă rog frumos să așteptați, să okay. Plecăm noi, desigur, da? Desigur. Și ne urmăriți, da? Bun. Desigur, și Arazumi este da? În spate. Unde în spate? Dați-l acolo. Acolo. Am înțeles, dar acum trebuie să-l sus pe Denisa. E puțin cam obosit. Îl cred, săracul de el. Hai! Denisa, hai la mașină! Să-ți găsiște altă soră, Zumi. Denisa, hai la mașină, nu fă de astea. Chiar m-am enervat cu oamenii ăștia. De ce mă gonești? Dar nu te gonesc, dar m-am enervat în ultimul hal. Nu se putea altfel. Dacă, spre exemplu, vorbea cineva... Na, îți dai seama. Hai, te rog frumos, o să... Amă, ne punem mici ponei și o să vezi că o să fie totul bine. Îmi pare rău că înțeleg că am handicap, dar trebuie să mă accept. Eu te accept, iubita mea, dar hai te rog frumos la mașină și pune mici ponei numai ca să nu mai fii supărată. Da, pe da, iubita. Hai la mașină, te rog frumos. Da. Hai că-ți pui și mici ponei la radio, da? Da. Și cântăm împreună, da? Da. Hai, te aștept. Mai știi unde sunt mașinile? Da. Hai, vino ca la mașină. Pa. Hai, te iubesc. Tata, ești ok? Puțin obosit după alergam. Vrei să conduc eu? Altfel. Hai că conduc eu acum, că văd că ești chiar obosit așa. Las că pot, sunt stare. Hai, lasă-mă pe mine să conduc. Mi-e frică. Nu ai nicio treabă. Baby, să nu mai plânge. Stai să-i salut și eu pe băiat. Vreau mici pune. Pune-i mici pune, acum pune-i mici pune. Te pup, fratelo. Și eu te pup, fratelo. Oricând apelezi la mine. Opa, asta. Ba, hai asta. Am înțeles. O zi frumoasă, mulțumim foarte mult. Să aveți o zi frumoasă, domnișoară. Mai știi când dădeam? Da. Să trăiți, toată lumea. Aruncă! Aruncă! Da? Aruncă. Ma, da, bună ziua. La revedere. Salut. La revedere. Hai, te pup, fratelo. Hai. Oricum, a rămas cineva în spate? Sau nu? Acum pune mici pune. Acum pune mici pune. Să ai 2 secunde, da? 2 secunde. Pune mici pune. Asta încerc.
Mici ponei. Mici ponei. Unde se duc mașinile? Spune pe stație. Spune la a doua mașină să nu se ducă prea departe. Melodia asta, ia stai. De fericire. Mai pun o dată pe melodia, că parcă mai vreau o dată. Tot apare și dispare. Lăsați-mă pe vibe-ul meu, știu că nu vă place, dar mie îmi place. Mie îmi place să fie pe vibe-ul meu. Până noi mai aveam o mașină, unde-s restul? Dar știu unde este casa, nu? Ok, atunci e ok. Le dăm share location pe WhatsApp. Mama, dar ce mișto e zona asta. Dacă vrei, vine mâine. Da, aici e destul de abrupt la sol. Uite și cascada. Am eu mașină să da, discutăm, vedem. Căscuță la băieți să vină direct la casă cei care s-au pierdut. Nu au putut să ia... să țină pasul cu noi. Și să fie direct alineați, să nu așteptăm. Am pierdut și pe Fugăne și pe Maladin, ai văzut? Da, am văzut. Lasă vin. Îi așteptăm. Le dai share location dacă nu știu unde este locația, știi? Mm-hmm. Dar le știu sau nu știu, ca să știm dacă le dăm sau nu. Știe. Ok. Sau poate a ajuns mai devreme, cine știu, la tot scurtătură, că eu sincer am mers pe o variantă mai lungă, știi? Mă, chiar sunt mândră de oamenii ăștia, pentru că ați văzut la sfârșit chiar au început să asculte. Ați observat? Am văzut. Tu chiar ești obosit rău de tot, din câte am observat.
Da, atât am alergat. Da. Așa sport îmi trebuia de mult. Ia că a sus cineva. Cine e asta? Uite, a venit. Uite bine și pe băieți. O linie. Bine ai venit. Bună ziua. Uite, vin acum și băieții, am văzut acum cu jeep-ul. Cu jeep-ul, scuze, cu ăla 4x4. Uaa, mi-am uitat bluza la... Lasă, că mai ai, tu poate ți-o dă, vine în vizită, domnul de la... Bine ați venit! Bună ziua, vă rog frumos, spuneți-vă în linie. Pentru că vreau să vă mai spun niște lucruri. Auzi, dar au venit... Denisa. Oamenii au venit cu dita mai mașina de la Sias? Mi-au împrumutat-o. Vai, doamne, m-aș vrea că au furat mașina. Păi fii atent, știi că am venit aici cu aeroportul și îl știi pe domnul Graf, nu? Sau știi ca gen? Linie. Ia liniște, vă rog frumos, Denis, hai lângă mine, te rog frumos, da. Nu mai filtra cu oamenii, vă rog frumos, puneți-vă în linie și liniște, da? Da. Dar noi eram patru sau mi se părea? A venit noaptea unii la somn. Lipsă, cred că... Zumi, a pierdut pe drum pe ăștia. E, lasă, vin pe jos dacă au căzut din mașina, aia e. Alo. Bun, având în vedere că a pune soarele și toate astea și știți deja care este rolul vostru. Care este rolul vostru? Ia spuneți-mi. Să fiu bodyguard. Da. Și să apărăm. Să protejăm. Ce să protejăm? Ce să protejăm, scuzați? Familia. Familia, locuința, viețile, să vi le protejăm. Ok, așa, după voi, unde credeți că ar trebui să stați? Ce ne protejați, mă, voi, viețile? Ia la liniște. Nu-i mai jignit, că s-au descurcat bine. În perimetru casei. Jignesc. Păi în perimetru casei, dacă aveți nevoie, dacă aveți nevoie, da. Dacă aveți nevoie pe lângă voi, de asta. Am înțeles. Unde este nevoie, mai pe scurt? Bun, Denisa, alegeți tu un om care să stea în interiorul casei. Bun, Bezea. Deci Bezea, tu rămâi pentru perimetrul casei. Bun. Denisa, du-te cu el și explică unde să păzească în interior. Bine, cu abiață. Nu pe sus! Nu în dormitor. Da. Nu mor. Bun. Nu. Lasă că-i face noi capul altă dată. Voi doi o să stați afară. O să puteți face cu schimbul. Dacă vă este frică, mă anunțați. O să primiți la fel. O să puteți să dormiți. N-aveți nicio treabă. Tata, tu te vei ocupa cu zonele în care vor dormi și în cazurile pe care le veți să... Na. Veți avea grijă și de spatele casei, adică încolo unde o strag eu, da? Și la fel și în față la poartă. Aveți, vă rog frumos, grijă, în special la poartă. Să nu vină nicio mașină, să nu vină niciun om, ok? Normal. Mă pot baza pe voi? Desigur. Bun, bravo. Hai, duceți-vă acum la muncă. Hai. Domnul Diamond? Spune. Așa, Maladin și cu făgână. Unde vreți să stați voi? Vă las pe și unde vă las pe voi, puteți face gen tot așa, în afara, puteți intra și în interior, unul la mână, și puteți să păziți și partea asta, gen nu un din verde, că băieții o să se ocupe fix de porți și de... Așa voi... Patru l-am peste tot, noi. Da, ok, bun, foarte bine. Atunci... Eu pot să stau unde vă sus, eu trag bine. Tu poți să stai fix pe casă, dacă e vreo problemă, ne anunți, ne alamezi pe un ochi-tochi ceva, frumos. Dacă se întâmplă ceva, vezi cu sniperul, dacă e ceva, nu tragi instant, ai înțeles? Na, da. Trag într-unul, se duc. Ai terminat cu ei, de instruit? Da, tata, am uitat să te anunț. O să trebuiască să... Uite, am eu niște bani stâni și o să-ți dau câte 55 de milioane, băgăm chetă. Scuze. Așa, băgăm chetă și o să le băgăm mașini la fiecare, să aibă, deci 55 de milioane cât este un jeep, că m-am uitat pe internet, știi? Și le dăm la fiecare care chiar știe să conducă, dar o să facem și niște teste, te faci tu cu el în seara asta, că văd că tu încă ești brav, așa, sau Făgână sau Maladin, instruiți voi, nu știu cum faceți. Mergem împreună dacă vrei. Ce? Dar o să poți să vorbești aici cu domnul primar, până aici în garaj. Dacă s-ar putea. O să fie discutabil, o să discutăm și cu domnul primar să ne ajute cu un garaj în preajmă. Ok. Mâine dimineață o să aveți deja mașinile cumpărate. Ați înțeles? Da. Ok.
Și la fel, flotările de dimineață. Să fiu sigură că toată lumea este bine, da? Eu o să mă bag la culcare. Vă rog frumos să nu faceți să... Unde să vii tu? Noapte bună. Ok, vă rog frumos să nu spargeți ceva și tu să nu te mai eneci încă o dată în peștina asta de copii. Chiar a făcut-o, efectiv s-a înnecat la început în peștina de copii și efectiv a fost la stilul că, man, what's this? Chiar nu e, n-are logică, guys. Zumii? Da? Nici o noapte bună nimic? Păi am zis noapte bună. Ah, înseamnă că de la bătrânețea asta... Am probleme cu aula să... Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Ai grijă, te rog frumos, de ei, să nu mă mai trezească cum a făcut domnul ăsta făgăne și m-a luat din cap. Da. Mă doare capul cu ei deja. De ce nu vrei să intru peste dumneavoastră? Să vă trezesc? Adică să vă trezesc? Să vă trezesc! Domnul nu. Diamond. Urât, urât. Urât, urât din partea lui. Unde e Denisa? Stai să sunăm. Denisa, unde ești? La mine în cameră cu... Ai, că singură, 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 singură. Bine, noapte bună, nici măcar nu mai vreau să mai întreb. De... Ea e cu bezea ce ai, frate. Ea e cu domnul nostru. În pacea lui. Ah, mă uitați să-mi pun ghiozdanul cu arme aici. Aia e, dacă vrea să stea, aparent și-a ales varianta să stea cu bodyguard-ul, care normal trebuia să stea în interior să păzească, ea doarme cu bodyguard-ul. E chiar foarte interesant, ce pot să zic. Chiar îți curioasă ce o să facem mâine.